Unele semne de la nivelul palmelor pot semna la boli precum hipertiroidismul, ciroza sau endocardita infecțioasă. De reglare cauzată de excesul de hormoni tiroidieni, hipertiroidismul are manifestări diverse. Printre acestea se numără și palmele umede și transpirație abundentă. În hipertiroidism apare o accelerare a metabolismului, care are urmări asupra multor organe și țesuturi, manifestându-se prin puls rapid, palpitații, insomnie, scădere în greutate, în ciuda apetitului crescut, accelerarea tranzitului intestinal și a ritmului transpirației, tulburări de ciclu menstrual, scăderea fertilității, slăbiciune generală și intoleranță la căldură. Pot surveni și modificări metabolice de tipul hiperglicemiei, creșterea transaminazelor și tremurul final mâinilor și sistemul nervos este afectat, astfel că persoana cu hipertiroidie poate avea labilitate emoțională, stări nervoase și agitație. Colorația roșie a palmelor poate semnala la ciroza. Unele boli ale ficatului sunt însoțite de modificări la nivelul pielii, fiind vorba despre așa numitele pete hepatice. Mâinile roșii cu pete pot fi semne de avertizare timpurii a cirozei. În jur de un sfert dintre cei cu ciroză au acest simptom. Eritemul palmar sau colorația roșiatică a zonelor mai ridicate ale palmelor sau ale degetelor poate să apară în bolile de ficat. Cel mai des în cazul cirozei, mai frecvent în cea alcoolică. Mecanismul exact de apariția eritemului palmar nu este bine cunoscut, dar se pare că sunt unele modificări circulatorii ale vaselor mici cauzate de modificările unor substanțe din corp. Prostacicline și oxidul nitric, deoarece ambele sunt crescute în bolile hepatice explică doctor Dițoiu Alexe Valerian, gastroenterolog hepatolog. Petele roșii în palmă pot fi simptomul endocarditei infecțioase. Petele roșii în palme sau pe se numără printre simptomele endocarditei infecțioase, afecțiune caracterizată prin inflamația mucoasei inimii, a mușchilor cordului și a valvelor. Este cauzată de o infecție a endocardului în velișul inimii. Alte simptome ale endocarditei infecțioase sunt durerea în piept în timpul respirației, oboseala respirația scurtă, dureri articulare și musculare, frisoanele, umflăturile la nivelul abdomenului sau picioarelor. Relatează realitatea.net.